Вдохните, вдохните, вдохните свежего февральского уже, февральского воздуха. Вдохните. Pentru că azi ne așteaptă o călătorie în timp, în timp, întâmplă dacă vreți. Eu am preferat astăzi să facem un fel de watch party, cam un Facebook care e. Nu știu care is hosting a watch party, nu mă interesează. Dar eu vreau să vă invit totuși la un watch party. Vreau să fiți cât mai mulți, să ne uităm împreună la un produs cinematografic, da, deja cinematografic, e filmat, se aude, se vede, care sper să rămână în istorie. Sper să fie vizualizat de mai multă lume și sper să fie o lecție pentru mai mulți oameni. E vorba de lansarea partidului politic Șor în alegerile parlamentare, în campanie pentru alegerile parlamentare 2019. Eu, de regulă, atunci când fac un live, îmi schițez niște teze pe care le spun, descarc video-uri, le lucrez, zic ok, aici să spun acest pricol. Și toată lumea o să moară de râs. Aici o să spun acest pericol, aici poezioara, aici cântecel. De data asta pregătirile n-au fost la fel. Pentru că eu am preferat să fiu încă tare, uite cum ochii mă trădează de emoții. Eu am preferat să fiu încă proaspăt în emoțiile pe care le trăiesc. Aseară, eu fiind abonat la Dumitru Ciorici, este și el pe Patreon, apropo, Dumitru Ciorici are, eu des vă-l arăt și voi să știți despre ce este vorba, Dumitru Ciorici, Patreon. Dumitru Ciorici e un jurnalist, dar cum te găsesc pe Patreon, ia câte-l, care face sinteza săptămânii și multe alte lucruri el face. El ne povestește nou și ce a citit el în fiecare zi și așa e destul de fain, apropo, eu nu reușesc să țin cont sau să duc evidența la tot ce postează Dumitru Ciorici. Dar volumul de muncă pe care omul ăsta îl face pare a fi incredibil. Așa că la fiecare început de săptămână, în Moldova e luni dimineața, la mine e duminică noaptea, el postează sinteza săptămânală cu un top știri. Și le frunzărești, că o vezi, bam, un lucru s-a întâmplat acolo, dincolo, bam, lansarea partidului Șor. Și eu zic, stai o leacă, lansarea partidului Șor a fost pe 25 ianuarie, deși nu ne povestești nou amu despre asta. Pe 25 ianuarie, eu țin minte, Șorul a apărut cu vidoase și voi probabil țineți minte acele vidoase futuriste despre și aici poate fi Canorhei cu Piața Mare Adunări Naționale, am știu să ajungem la dânsul mai târziu. Și am zis că băi, cred că Modest s-a lansat și am făcut greșeala asta și am vorbit despre asta la internetul grește, am zis că s-a lansat prin videorolice. Dar doamne, și naiv trebuie să fii, și prostăluț trebuie să fii să crezi că Șor! Zabiei te! Asta e. Încerc să reproduc formula de bună dimineață din casa lui Ilan Șor. Ce prostuț, ce naiv trebuie să fiu eu ca să cred că Ilan Șor să se lanseze doar cu niște spoturi video, doar cu 4 spoturi video sponsorizate. Nu! Ieri duminică a fost lansarea și palpitante momente. Noi nici măcar nu trebuie să ne chinuim să scoatem sucul de acolo, pentru că tot ei l-au postat pe Facebook. Da, bineînțeles, noi suntem destul de curioși și inteligenți, ne dăm seama că multe lucruri, mai ales în politica moldovenească, se fac cu motive, cu anumite interese. De asta, bineînțeles, că se cuvine să tragem și niște concluzii. Dar până la concluzii, tragem bieșeni. Până la concluzii trebuie să vedem despre ce este vorba. Sunteți gata? Eu sper. Înarmați-vă cu cel puțin o cană de ceai, pentru că urmează să vă deorgăiți. Pentru mine luna ianuarie și jumătate din februarie sunt un fel de sober october, de asta întârziat. Nu pun în mine nici gram de alcool. Și zici că lumea că nu-i gine că te lauzi la asemenea termene scurte, la 2-3 săptămâni. Dar mie îmi pare o performanță destul de faină. Mă simt bine și I'm looking forward la gâtul ăla de alcool și gin bun pe care îl voi șocni în februarie, pentru că îmi va părea mult mai gustos și mult mai prețios decât dacă asta devenea o rutină și ți-e foame, mănânci acolo o cină, fă-ți o jumătate de pivă, iată. Dar aciomie, ribeata, aciomie! Hai să trecem la lansarea partidului politic Șor, care pe Facebook a postat un 12 minute jumate de sevă, de nectar, pe care noi cu voi a să-l urmărim. Bam! Voton! Se vede? Sper să se și audă la voi. Dați-mi de știri dacă se aude bine. Am și eu să-l pornesc de pe altă aplicație. Ia câte-l. Dar așa și nu v-am arătat ce face și Dumitru Ciorici, băi, scuzați. Da, pentru cine este interesat să se aboneze la o sinteză a zilei,
E că vă arunc aici mai jos în comentarii pe lumină. Sper să nu uiți pentru cei de pe YouTube să fac asta. Let me unpin this comment. All right. Și des vă mai scriu un comentariu motivațional. Pune like dacă iubești macaroaște. Uhuu! Ia că așa. Asta o facem mai mică. Hai că și eu mă ating că-s gata. Eu am făcut greșeala asta seara înainte de culcare să mă uit la sinteza pe care Dumitru Ciorici o trimite. Dumitru Ciorici, tu ești de jenă. Și m-am uitat la aceste 12 minute cu o gură foarte căscată. Bine că era întuneric și nimeni nu a vrut să arunce cu nimic în gura mea. Dar my God, this deserves all the Oscars in the world. Și this, adică nu doar protagoniștii, știi? Când ne uităm la film, nu ne gândim doar la actorii din film. Noi acum a se vedem pe actori. Dar există și regizori și producători acestei capodopere. Atențion! Deci, fragmentele din lansarea partidului politic Short. Noi, în Republica Moldova, în anul 2019, avem așa partid. Da, să nu vă uimească. Ca și все высшие лица государства, должны незамедлительно остановить пустые траты денег на пустые поездки ни о чем. Они должны стать электриками, монтажниками, строителями своей страны. Eu asar o leacă calul, dar cred că deja l-am și văzut pe unii am văzut vopsind garduri, tăind lemne. Deja suntem pe calea așa bună, domnule. S-o și intuiești. Următoarele vizite electorale la următorul scrutin vor fi nu cu broșuri și calendare, nu cu daruri. N-ați poți nici să le zici lor, n-ați poți zici, hei, vai ce urât, corupere de electorat, ați adus sacoșe cu daruri. Nu, ați vin o echipă îmbrăcată în partid ușor și ați să repare casa, blea, să facă makeover la casă. Și ați filmeze tot asta și ați posteze ca o peredace de reality la Arhei Televidenie. Eu prespun, eu poate le dau o idee gratuită, dar asta e afigitină. Noroc, bună ziua, bătrânică, ce faci? Mori de să-ți reparăm contorul de gaz. Ha, ceac, 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 zi mulțumesc la cameră, șlepa mea, nu grăi, tu ești moarte. Mergem mai departe, mergem mai departe. Noi reparăm, construim, electrificăm. Eu presupun că s-ar putea să vedem și asemenea scene. Tortul e posibil, prieteni, mai departe. Будущий премьер-министр должен стать неким примаром всей Молдовы. Человеком, который с утра до вечера будет заниматься проблемами граждан на местах. Я это понял. А мы хай страдущим. Хай страдущим. Значит, прима. Премьер-министру... Аж аудис Елан Шорбай, ну рыдец. Премьер-министру... Trebuie și primarul țării, necii primar a țării care să rezolve problemele. Bleați, cum să-i zic să nu supere? Dar n-a să-i zic, să-l întreb, ești debil? Ilan Șor, tânăr din Norhei, antreprenor, ești debil? Eu întreb, ești debil? Pentru că, bleați! Tare aproape, tare aproape, tare aproape, tare aproape. Imaginea ta de definiția acestui cuvânt. E aproape, dar eu încă nu sigur de te întreb. Prim-ministrul unei țări, prim-ministrul Republicii Moldova, are putere executivă. Primarul unei localități este un soi de prim-ministru a acelei localități. Există administrație publică centrală, APC, guvernul, ministerie, iopte. Și există administrație publică locală, APL. Oameni, bleate, vor zic de-al de tine, dar ne-i rușine. Primari de localități, dragă tânără, antreprenoră din Orhei. Există, asta există. Nu trebuie să-l aplaude lumea la prostiile din gura ta. Și mai mult ca atât, tu ar trebui să fii înconjurat de oameni dragi care să te oprească din a grăi prostii, dar bleate. Ne este milă de tine, probabil? Hai să începem cu acest sentiment? Da. Mai departe.
Ебать! Аплаузы лезли с fucking grill! Да. Я считаю, что вода должна быть мокрой. А все, что мокрое, должно быть, например, иногда вода. Шаплаузи. Deși e că eu și o bună parte din voi vreau să cred, deși noi ne uităm cu mirare la asta? Deși pe noi asta ne uimește și deși noi nu acceptăm așa ceva drept un discurs politic, drept un comportament de lider politic, deși noi asta nu vedem drept o mostră de democrație? Și ne lipsește nouă sau și le lipsește lor? Unde am greșit? Unde s-au separat drumurile noastre atât de tare? Ajutați-mă să găsați un răspuns la întrebarea asta filozofică existențială. Спасибо, дорогие друзья. Незамедлительно мы начнем и очень быстро увеличим наш бюджет. Наш, adică al tău și al soției tale, copiilor, наш ce înseamnă? Мы незамедлительно начнем строительство предприятий буквально с первого же месяца. С первого месяца чего, чувак? Мы незамедлительно начнем возвращать наших сограждан на родину, потому что мы дадим им рабочие места. Хорошо оплачиваем, и здесь, дома. Блин, куда-то. Мы незамедлительно начнем строительство предприятий буквально с первого же месяца. Мы незамедлительно начнем возвращать наших сограждан на родину, потому что мы дадим им рабочие места. Хорошо оплачиваем, и здесь, дома. Băi, țineți minte video și ăla, să vă arăt mai târziu. Cum era video și ăla? Era niște ceva și care s-a ascuns după o sculptură din omăt, care semăna a falus, a penis, și mișcau așa din spate și cineva arunca cu bulgări de zăpadă. Asta nu era Elan Shore, asta era Elan Shore, precis. Țineți minte, ați vă arăt mai târziu. Hai, mă, să vă arăt, nu vreți? Era chestia asta cu penis, snow penis. Da, las, nu am-o. Oh, fuck! El deja are experiența de a duce oamenii acasă. Eu tare m-aș bucura să avem echipe de jurnaliști care să-i caute numai că stăi alea din calcare de legi, apropo de datele de caracter personal. Dar dacă există oameni care, according to Elan Shore, s-au întors la Orhei, pentru că el zice de vreo 60 de familii care s-au întors la Orhei și beneficiază de scutirile fiscale, ajutoarele care le are Elan Shore, blin, nu fain ar fi să aflăm despre aceste familii. Și dacă el se referă la familii gene ca vecinii lui maică, de exemplu, care 9 luni din anul plecați în Italia, 3 luni sunt acasă, apiecă ei când se întorc, ei sunt considerați familie întoarsă, da? Și el acolo scrie undeva la ucioată și zice, bleați, rezultat. Cui grăim noi, băi, cui grăim? Omul ăsta vrea primarul și prim-ministru, prim-ministru și primar. Eu înțeleg că în capul lui o administrație publică locală, o primărie, asta e un mini-butic. Dacă există o clădire de stat, dacă e de stat, e nimănui. Dacă eu am bani, eu. Dacă eu am bani, eu am Fundație de Caritate Miron Shore, Fundația de Caritate susține Fundația Asociația pentru Orhei, dar Asociația pentru Orhei semnează contract de sponsorizare cu primăria Orhei. Sponsorizare, bleați, de câteva milioane de euro. Понимаешь? Este o primărie. Și primărie, construiește și buget, și avem, și taxe, și una și alta. Dar bani-ta de unde-s? Din transferuri dintr-o organizație în alta, de la un donator la altul? Du și caută-mă urma. Dar gine măcar că se împarte cu noi. Fură, dar se împarte cu noi. Mă, dar îndești pe cine? Oh my god, și fețe bucuroasă că sunt acolo. Și fețe bucuroasă. Eu am uitat cum îi spune ceva cu ăsta care aplaudă. Noi noi să-l mai vedem de câteva ori în cadru. Dacă cineva își amintește, dați-mi de știri în comentarii. Da, poate vă amintiți. Ia că asta. Voi vedeți cursorul? Nu, voi cursorul nu-l vedeți. Ia că ăsta care așa. Da. Pentru că el iavna nu-i bucuros că stă așezat acolo. Și apropo, puteți observați, sunt și oameni tineri.
Шамуш, spoiler alert, se va vorbi și despre colhozuri și acești oameni tineri la fel, la fel vor aplauda. Mergem mai departe, mergem mai departe. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Ой, блядь. Мы незамедлительно начнем реконструкцию, восстановление всей инфраструктуры страны, как это было в советские времена. Cine din voi a trăit la bloc? Mâna sus, like sus. Eu am trăit la bloc. În fiecare scară, minim, era un alcoolic. În fiecare scară. Casa cu 5 etaje de alături. Eu am oameni foarte apropiați care luptă cu acest viciu. Ciuvacul probabil are altceva. Eu sunt sigur că el e destul de cumpătat și nu servește alcool. Dar și motoare interioare are el. Încât să grească în așa fel, încât pare a fi ceva cu ăla care din nou mai la barul rustic rupe ched la biliard și... Te! Vite! Мы начнем реконструкцию! Și noi copchii, блядь, ne speriem, ne ascundem după tufi, după copașii și acuraischi, iablăci, ne ascundem, dar vrem să asistăm, să ne uităm, zicem, băi, spectacolul ăsta nu poți să-l scapi. Nu poți să-l scapi, pentru că peste ocean Elon Musk lucra la PayPal-uri acolo, programau computerii, Windows-uri, nu știu de care, dar noi aveam de consumat filme, live, în fața noastră. Mergem mai departe, scuzați pentru aceste intervenții, dar nu, băi, e colorat tot asta, n-are cum să mă impresioneze. Titelescu, за 3 года! Хватит болтать! Хватит лентяничать! Asta tu cui îți spui, pentru că... Numai tu grești. Amu, în acest video numai tu grești. Пора работать, друзья! Бой! Voi, друзья, la boi! Mergeți la boi, vașilor, la boi! Voi, la lupte! S-a inspirat din Eminescu, din poezia La arme, nebosi, nu? Probabil. V boi, iactă-l, uite-l. Gisare, ceaiu cu jasmin, o să-mi ungă șelele, ceaiu cu jasmin, o să mă bucuri. Băi, yes, am făcut-o și pe asta, eu sunt elev ascultător. Suntem gata de prima concluzie sau încă nu? Încă nu. La luptă, oameni buni, la muncă, alături și împreună cu Ilan Șor, cu echipa frumoasă a partidului politic Șor. Dragi prieteni, pizdeți. Iar confirmarea discursului și a vorbelor pe care le-a spus acum câteva clipe domnul președinte, le avem în câteva clipe la ecran. Atenție! Atenție! Vocea acestui ciuvac, dacă ați fost atenți la politica moldovenească încă de prin 2016, vocea acestui ciuvac îl introduce pe Plahotniuc în scenă, în piața la Teatrul de Operă și Balet. Dar după asta cineva a aflat despre dânsul și a zis, băi, aici stai omul, aici stai trebuie și tamadaua mea. Și că a trecut 2016, 2017, 2018, 2019, de-amu Avelin îl cheamă pe acest ciuvac, să-l vedeți după asta mai târziu mai aproape. Fost actor la Teatrul Luceafăru, dacă nu greșesc. Băi, e membru de partid, candidat din partea partidului Șor. Avelin, for fuck's sake, Avelin, și mai cum îl cheamă, Avelin? Numai nu vă pricălez numele Avelin, că e, come on. Blin, asta numai eu mă pricălez numele, foarte urât. Tăbârcea, Avelin Tăbârcea îl cheamă, da. Om căsătorit, familie, doi copii, puteți să-l găsiți pe Facebook. Tăbârcea Avelin, și încă mai scrie că e la Teatrul Luceafăru. A, nu, scrie former actor, fost actor, da. Avelin Tăbârcea. Dar de ce scrie fost actor, dacă el... Încă e actor din câte vedem. Avelin, felicitări.
E ca totuși, lumea zice că n-au unde actorii, n-au cum trăi, greu de trăit. De câteva ori fusesem pe la... Am făcut două spectacole, doi ani la rând, la teatru Ionescu, spuneau condițiile grele. E băieței, uitați-vă și piață faină noi avem în Republica Moldova. Ion Grosu scrie despre asta. Noi nu avem sport, noi nu avem showbiz, noi avem politică în Republica Moldova, care le înglobează pe tete. Da? Nu unde sportsmenul să strălucească. Bine, tribuna parlamentului să strălucească. Gură, bă, îndihla, muș, zacadrescu, una, te, tihân. Actorii, artiști, unde? Iac te, candidați de partid. Понимаеш? Și că nu trebuie să ne plângem. Nu trebuie să ne plângem. Scuzați, e nevoie de mai multe pauze în cadrul acestui video. Mai departe, hai. Eu vă invit să vedem un video făcut din cei din partidul politic șor. Pe scurt. Un video... Băi, dar nu grăiesc, hai să-l vedem. Deci, asta e partidul a cărui slogan, apropo. A, bleadă, eu vreau trei slogane, zadalbale, ia uite acolo ce scrie sus în colț la ecran. Partidul șor pentru popor. În videourile lansate pe 25, asta de lansarea lor în campania electorală, era Moldova țară de vis. După asta, și la voi poate fi ca în orhei. Câte slogane au, câte slogane are partidul ăsta? Hai să dăm acest video. Muzică, bă! Cântic! Lansare în politică! Lansare în alegeri! Cu un cântic! Pentru că berioț zadu și rebeata sus păhărelu! Hei! Hop! A la 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 la. Notați versurile, tiha! Колхозное поле. Колхозное поле. Сельский амбар. И сельский амбар. А вместо пшеницы. А вместо пшеницы в кадре он магар. Скузать. Сорняк да бурьян. Сорняк да бурьян. Бурери. Скажи, председатель, кому мы нужны? Кому мы нужны, мне? Живем мы как будто во время войны. Ни воды, ни дороги. Ой, бля, шор, зыщи не дороги, осточи атак ладрому рьбуни, габурич, плохой тынюк, отенься, матика коптилу в остру шье соляк один пепень, саудин пепень. Ни просвета на жизнь, каждый сам по себе. Каждый сам по себе, ну, кум за каждый сам по себе, а мы тут везу экипа, чувак, знаю, каждый сам по себе. И кредевка сам по себе дадя ему, о мы напял тасо спалат. Как умеешь вертись. Как умеешь вертись, если деспре Елан Шор, перфект. Разъехались дети, бегут кто куда. Былую Молдову не вернуть никогда. Уй, блядь, че фатализм. Разъехались дети, бегут кто куда, былую Молдову вернуть никогда, да? Nu mai este de întors bălaia Moldova. Moldova și de atunci nu mai este de întors. Dar e logic, nu poți să întorci ziua de ieri, nu poți să întorci. Există doar amu și e ca după poți să te gândești în viitor și azi și da, e ca și ei și-au fost de-amnui. E ca eu numai și-am zis și ei și-am zis de-amnui, pentru că și ei și-am zis eu nu zic amu, e ca amu eu zic, dar eu de-am zis și ei de-amnui. Există multe teorii care țin de temporaneitate, cosmos și cum trăim noi pe acest pământ și suntem noi în timp sau timpul în noi, dar mai tine că e prea de vreme să grăsc despre asemenea subiecte în contextul unui om de afaceri la Orhei. Aha, și? Nu, dar pe mine altceva m-a atins. Pe mine m-a atins faptul că un partid care are unul din slogane Moldova țară de vis, au, blate, un video de lansare în care zic Băluiu Moldovu, vernut niekada. Parcă zic că Moldova e țară de zis. Moldova e țară de zis amu, Moldova e țară de zis după și tu o să vii, Moldova e țară de zis
cei care au fost și-i de zis și-i de mânui mai este de întors. Și cine, bleat, a gisat acest zis că tu ai voie să-ți grești despre dânsul? Mergem mai departe, prieteni. Moldova, zimălea, виноградной лоз... Refrenul. Pentru refren, scuzați, pentru refren trebuie leg de pregătire. Во время войны ни воды, ни дороги. Стой, где масса нам будут? Разъехались дети, бегут кто куда. Былую Молдову не вернуть никогда. Молдова, земля виноградной лозы и родники. Останутся скоро в стране одни старики. Блять! Incredible! Останутся скоро в стране одни старики, серьез. Чуваш, вы требуете дататор де сперанце. Sau asta e ca și cum, hai în primul refren să atenționăm problema, să grăim despre problema dureroasă, dar poate după asta să aflăm și cine e vinovatul și cine e salvatorul, o schemă simplă, dar care lucrează, poate, poate, eu nu vreau să fac niciun spoiler alert. Moldova, strana виноградной лозы, Moldova, strana care-ai furat-o ty. Зачем так жестоко народ развели? Зачем так жестоко народ развели? Ренато, Кудодона, Паренкадру. И псевдогероев Гимпо, во власть Ренато, возвели. Додон, Филат. Почти четверть века нищает народ. А страшнее всего без надежды живет. Политики люди, ведь не люди вы. Не люди выше, я рад, мембри партии Длышор. Тихо-тихо, май департы. Да сдем, есть ли трансфер ди имаджины сова, так? Дранной метлой. Дранной метлой. Надо гнать из страны. Дранной метлой надо гнать из страны. Энкадро паре Майя Санду, Влад Филат, Андрей Настаси. Врепи Влад Филат. Шор врепи Влад Филат сал алунжи дин цар илжи ланкисуаре. И за руки взявши. Слушай, хорошо получилось, да, видеоклип хороший. А как они снимали так, что цветное все? Как они так снимали так? Красиво, правда? А откуда такая видеокамера? Можно мне тоже видеокамеру? Я хочу дома снимать видео, как я ремешка снимаю, кручу-верчу, наебокачу. Можно мне? Марина? Марина, смотри на видео! Мерси, Марина. Идите туда, откуда нет ходу, назад никогда. Молдова, земля виноградной лозы и родники. И родники. Останутся скоро в стране одни старики. Eu vă reamintesc, pentru cei care poate amu s-au conectat, noi ne uităm la lansarea în campania electorală pentru alegeri parlamentare a unui partid politic din Republica Moldova. Este anul 2019, parlament înseamnă organ legislativ, oameni care scriu legi și asta e lansarea de partid în campania electorală. Cu muzon în ruse care zice despre виноградной лозы одни старики, когда былой виноград метлой изгоня страной. Asta e pe scurt mesajul. Dar încă nu s-a terminat. Op. Deci noi am văzut problema. Отстануться одни старики. Am văzut genoveții. Нужно гнать из страны. И во имя Молдовы. Что во имя Молдовы? Стариков и детей. Давайте сплотимся. Давайте. И встанем скорей. Ну давайте сплотимся, но ты нам только что пару куплетов назад сказал, что больше не останутся никого, только старики. Какие тогда дети? Еще есть надежда. А, есть надежда. Что в сердце у нас. Блять, нас МЦДС там приняли версию. Хотим перемен.
Хотим перемены, диаста кентем, как у майдемулт, кумузонгела разбой, кауляка сарезонезы, кучей трекуц, где вырста, где пайс призычи, ань, каренька май ценин минти, разбой, шукумафоста на инте, диаста ной в ремским бэре перемен, диаста ной в оргим, де колхозур, пентругаским бэре перемен, ух, чаш май, ведяу алетур, перродика русу яшану, кандидат дим партия партидлу ишор, Circumscripția Canada, America din Nord, USA, care-i tânără pe Instagram, dar vrea și e schimbări, colhozuri, наверное, probabil se regăsește în aceste versuri, mai departe. Мы здесь и сейчас. Вставай, председатель. Вставай, председатель. Кто в кадре? Возвращай. Возвращай народ, Илон Шор. И вместе со всеми. Genial, în momentul în care este atunci și narod vă zvrășea, el tot și-a zis: bileți, nu n-ați pot eu să fac asta chiar. Eu și promit, dar n-ați să fac, băi, nu știu. Spăcuiteți, nu ne nadă, rebet, nu. Știi momentul acela când te laud sub tine, plătești pe cineva să te laud, după asta zici: băi, pe te leacă e prea mult. Știi, are și el o leacă de obrază, știu-le? Da? Adică o să-mi zic, băi, nu aici o leacă zagnul. Ebi, stranu, podnimai. Наши богатства, тут наша земля, аич царанастре, аич касамя. Аич еувой май фура, шейту май мей, май вута, аич касамя. Aici e țara noastră, aici e casa noastră, aici vrem să trăim bine și frumos împreună cu Partidul Politic Șor. Hei, iată-l, vedeți acum mai aproape Avelin Tăbârcea, care vorbește sacadat și are plămâni doar pentru câte un cuvânt, excepție fiind cuvântul Ilan Șor. Avelin, ce urmează? Ce urmează la această lansare? Cu ce o să ne bucuri ochii? Iar în continuarea acestui material artistic, mai avem... Material artistic, bloc! Material artistic! Material artistic! Material, tu ești material artistic, Avelin! Tu ești material artistic la metru! Huh. Surpriză pentru toți dumneavoastră, o premieră absolută aici, despre care vine să vă vorbească Igor Himici. Eu știu că voi auziți Igor Himici și vă gândiți la Breaking Bad, la un ceva care face chimie, care face metamfetamină, undeva într-o pădure. Dar omul ăsta există, Igor Himici, membru al Partidului Politic Șor. Voi trebuie să-l vedeți? Eu sper să-l vedeți. Voi să-l vedeți, el lasă în cap în cadru. Ok. Blin, nu-n afigat un mergi cu atac la persoană, Andrei. Eu îmi iau cuvintele înapoi. Еще раз, уважаемые друзья, от всей души хочу вас поприветствовать и сказать, что родилась песня. Сначала она была рождена просто как песня, а когда она была написана, я ее спел, потом послушал, я понял, это не просто песня, это будущий, а может быть уже и настоящий гимн партии Шор. Да не только партии Шор, гимн нашей всей страны, потому что... Стой. Eu prima dată când am văzut, tot am crezut că el greșește despre fostul video precedent care a răsunat, l-am văzut ca despre un imn, nu doar al partidului Șor, dar despre un imn al țării. Dar, stai puțin, Igor nu a urcat în scenă, în zadar, pentru că Igor nouă, de fapt, ne vorbește despre un cântec pe care el urmează încă să ne-l cânte pe scenă acum. Надеюсь, что эту песню мы запоем не только всеми членами партии Шо... Всеми членами, интерес? А Сара, ты у меня запоешь! Которых нас сегодня больше 60 тысяч. Уарикум, блядь, платят фура, дать характер персонал.
Сейчас посомнись в скринуме фамилии Пеколунди. Нафиг, ну, не требуя свакаста. Шаму вове бакурацку дзэч дыми и демембри. Дуварико, маше! А будем петь ее всей страной! Давай! Дим подмышка тап, пыны ну реки ностры! Deci atenție, lansarea unui partid politic în campanie electorală este al doilea cântic. Al doilea cântec pe care noi îl ascultăm. Încă o bucată de material artistic. Pregătiți farfurile, amuș tăiem și coasem rochia politicii moldovenești. Aici, băi, aici nu putem, nu ținem mâinile așa. Așa! Motivațional, inspirațional, Igor Chimici! Вернулся домой, а мир уже стал другой. Если ты со мной, тогда летим за моей мечтой. Я вернулся домой, мир стал другой. Блять. Если ты со мной, лети за моей мечтой. Окей. Фиекare трещи прин моменти. Девиз. Фиекare инсоцит де о экспериенце drug-related. Фиекare трагем фум. Bie pe ușoară, să plătești pe mal de mare, să plătești atât de îndrăgostit încât simți că zbori. Dar Igor Chimici e la lansarea unui partid politic în campanie electorală pentru alegeri parlamentare. Alegeri de oameni care fac legi, aceste legi după asta sluate de membrii executivului, de primarii centrali. Și uite, blin, ahuitelnă, noi așa și vom face. Noi vom construi aeroport în satul Selește. Să-i pisi. Da. Igor, dă-i cu refrenul. Dar voi, dați-i cu chiutele. Ой, за мечтой своей, всей страной идем за ней. Aici dăm dansază și Ilan. Bă, eu nu știu și batarei și el, dar ceva că e tare curios. Hai încă o dată, ținem. A mir уже стал другой, если ты со мной, тогда летим за моей мечтой. Дей! За мечтой моей, всей страной идем за ней. Шевариночка, за свою мечту! Поднимусь я и пойду! Еее, уве фут и кур! Вам фура, чи вой фура! Вой, ме вец вота! Енгурата! Молодец! Омен винче мунц! Română, vom învinge munți. Vom credea în lumea noastră. Ok, asta e un fel de izolare de asta intelectuală de tot lumea, ha? Vom crea noroc. Știți noțiunea aceea, noroc? Noroc, care de obicei apare atunci când tu nici nu știi că ea să apară. Despre care noi zicem, blea, asta cred că a avut noroc. O chestie absolut incontrolabilă. Membru partidului politic șor, nicând nouă. Că ei vor crea noroc. Deci norocul se creează, bleați. Noi toți credem că el vine pe neașteptate, pe neprins de veste. Hu, blin, am avut noroc. Nu m-au chemat la tablă să răspund tema pe acasă. Nu, ei vor crea noroc. Cât noroc vreți? Azi nu-i un chel jumate, că la sfârșit săptămânii cred că ne ajunge. Nu, știți, dați-mă pe ședat două jumate, că vin nănașul. Mare ales să nu înșeapă discuții când îți dator și poate eu avea noroc și a uitat când îți dator cu banii. Dați două chel jumate de noroc. Afiitina, Plaha la lansare ne-a promis că se vor apuca de gestionarea timpului de afară. Ilanșor va crea noroc. Noroc, bleați, va crea. Bucurie în casa voastră, nu minți! Nu minți! Cântă Igor Chimici, cui lui Ilanșor. Dacă vrei să auzi adevărul, n-are sens! Și tu scoți pe gură, ciuvac. Nu minți! Dacă vrei și om normal cu bun simț. What? Zi de zi! Fii mai tare ca piatra și fierul. Nu minți dacă vrei să auzi adevărul zi de zi. Fii mai tare ca piatra și fierul. Ula.
pentru plaiul meu, voi lupta mereu pentru a lupta. Uibio, pentru plaiul meu, voi lupta mereu. Mereu voi lupta. Plaiul meu, voi lupta mereu. Pentru a lupta, voi muri și voi învia. Pentru a lupta, voi muri și voi învia. Băi, nu, eu cred că greșeala noastră a celor care se uită acum cu ochi mari la asta, fie că aruncăm smiley-uri, fie că pur și simplu ne îndurerăm de ceea ce vedem, greșeala noastră e că noi am crezut că așa ceva nu e posibil. De ce? Cum? Așa ceva trebuie să facă parte din ADN-ul nostru. Nu poți. Tu ai avut un fanatic, da? Noi l-am avut pe Renato Osatăi. Și am zis că, blăd, nu e posibil să mergem politic cu așa ceva. A venit Dodon. În 2015-2016, Dodon, blin! Arțăgos, focos! În 2016, vara, în 2016, Dodon la conferință de presă îi spunea lui Plahotniuc și Filat că n-a să reușească să zboare din țară. Dar Filat în 2016 mi-era arestat, bătic, nu? Zice că n-a să reușească să zboare din țară pe avioanele lușor. Spune Dodon asta. Am ies șor cu o geantă și zici, chiar ca geanta de bani care i-am dat-o lui Igor Dodon. El o zbrac cu avioanele mele. Tu înțelegi, noi avem acești fanatici, dar nu știu cum, le erau tăiate aripile. Noi îi criticam, nu îi lăsam să crească. Dar iată, avem pe Ilan Șor, un nou personaj, un nou fanatic al politicii moldovenești. Acum avem șansa să-l întâmpinăm cu aplauze, să-l primim mai aproape de noi, să-l lăsăm să crească, măcar să vedem unde să ajungă, nu? Nu cum poți așa din mitel să-l tai, să-i tai aripile, lasă-l pe dânsul, lasă-l o leacă să apară în fața noastră floare și este el. Așadar și... Nu voi renunța, voi fi pe vecii numai cu un gând împlinit. Voi fura mereu pentru familie. Ce fac ăsta iar să te jos? Bratan, nu fi trist, nu? Nu știi cu tristețe asta de pe chip. Băi, tu cânti despre plai, ochii aprinși, aripile desfăcute. Pentru plaiul meu voi naibi eu mii de oameni, voi manipula, în spatele meu îi plaha. Nu, trebuie să fii bucuros, blin, că ai parte de asemenea suport, asemenea aparat. Ia uite, Regina Apostolova, deasupra mea, vedeți fața ei. Regina, где твоя bucurina na ochina, чтобы ты плеснина от столько фericina? Nu-mi place colosat, Tobele, genial, băi, eu văd scena asta la Orchei Land. Nu, eu văd la Untold, la Cluj, da. O, Avatar. Uite ce de bucuros acest tânăr antreprenor din Orchei. Хей, лучше, чем Жасмин, Игорь Химич сегодня пел. Хей, спасибо тебе, так мачти кинчти рогл кентаню. Кикату рега, шмадари рерунки удиты так ищи. Скот стопи горы, нар абсолют не сен сенс. Вау. За твою мечту. Заебал страну, дути, блядь, им фаца мя. Ух. Дар, приятень, pentru cei care s-au uitat la începuță, pentru cei care numai și s-au conectat, noi am văzut aproape 12 minute de lansare în campania electorală unui partid politic și noi am văzut un speech prietenos, progresist, cu căpșan deschis,
Unul care într-adevăr vrea schimbarea, de asta ne vorbește nou de colhoz și de Uniunea Sovietică și de cum era înainte, de planuri cincinale. Noi am ascultat un cântec, dar am văzut de fapt și un clip care în mod clar ne-a demonstrat nou și noi nu avem nicio îndoială. Băi, oameni tineri, sucă. Ne-a arătat nouă, iactele sunt problemele, starichii, adni starichii în stranie, iactele sunt vinoveții, Dodon, Renato, Gimpu, Filat, Andrei Anastasie, Maia Sandu. Eu pe ăștia am văzut în cadru. Și al treilea cuplet era председатель. Давайте вместе за детишек, за стариков, будем бороться вместе к бою, к бою. Deci, e clar, am tras o concluzie. Dar oare, o fi oare ăsta finalul? Ne-am oprit noi oare aici? Oare atât de puțin iubim noi muzica? Atât de puțin noi ne dorim materie artistică în viața noastră încât să ne oprim la Igor Himeci? După ce am trecut prin 12 concerte timp de o lună organizate de Partidul Politic Șor și la care Cecu a zis: bă, eu cum știu, eu știți care e problema? Noi sunt întrerup, Comisia Electorală Centrală nu a observat asta, deci probleme. Apoi ce credeți? Se oprește aici? Momentul artistic. Nu, rebeata. Fii atent. Uite cum aplaudă lumea. Спасибо. Каждому из вас, дорогие друзья, будет домашнее задание срочно выучить слова к этой песне. Чувак, eu din mers le-am învățat, Igor, eu ai văzut că eu cântam împreună cu tine. Zaiebat stranou, eu te rog nu mai cânta. Astea-s versurile, Igor, mulțumim. Спасибо. Lumea la Ilan Șordim așa aplaudă. Nu așa, dar așa, ca și cum... Bleat, ne-am măscărit mâinile. Mulțumim și noi, Igor Himeci! A venit Tăbărcea! Pentru țara noastră, pentru poporul nostru, acest imn al Partidului Politic Șor. Și acum, vă rog, nu știu, poate unii dintre voi ați văzut, dar nu trădați, nu povestiți în comentarii, poate unii dintre voi ați văzut, dați să mă uit prin comentarii și nici ce mai scrie. Cum credeți, ce urmează mai departe în programul materialului artistic? Urmează doar câteva secunde, mai mult nu vă mai rețin, dar ce urmează mai departe? Răspundeți, vă rog frumos, dacă știți, dacă aveți vreo presupunere, dar nu intră pe cei care au văzut. E că stai că sunt new comments. În flatul dracului, urmează în flatul dracului. Este și vreun concurs de la nuntă? Scrie Alina Doroș. Urmează în flatul dracului. Se referă la... Nu, Alina, foarte urât. Foarte urât. S-o dus blonda, zice Anton, într-adevăr. Urmează cotlete, zice Boris. Boris, eu gresc de arte, Boris! Care cotlete? Eu cred că Nata Albot leșină de râsă. Извините, пожалуйста. Noi l-am împărțit pe Noua, copilul nostru Amu, așa că Nata Albot nu trebuie să leșine, e trebuie să țină situația sub control. Urmează Tauber, Jasmin cântă. Rebeat, nu? E că de ce voi... Cu ceasul. Și pachetul cu ceasul? Ce înseamnă pachetul cu ceasul? Ceasul cu semnătura Șor? Nu, asta deja a fost. Asta e pre-banal. Urmează o chestie care, de fapt, nu o să ne facă tare să râdim. Eu sper că nu o să ne facă să râdim, pentru că e o leacă de sare pe rană. E un fel de pecete, știi? E un fel de confirmare că... A, blea, chiar că... Fac, cale întoarsă nu-i. Apropo de un domeniu, apropo de material artistic, ascultați cu ce se termină această lansare. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, domnule președinte, doamna vicepreședinte, doamna secretar, partea oficială a forumului nostru... Asta a fost partea oficială! Asta a fost partea oficială! Deci, cu rigori, cu protocol, asta a fost partea oficială! Două cânci! Asta a fost partea oficială! Cam atât a fost, iar punctul final vine să îl pune o legendă a estradei noastre naționale. Cum credeți cine? Cine este o legendă a estradei noastre naționale? Și cum putem numi pe cineva legendă? Cum cineva devine o legendă a estradei noastre naționale? Și acest titlu de legendă a estradei se poate pierde? Sau odată ce-l câștigi gata ta na всю жизнь? E ca când spui cuiva, te iubesc. Apoi te iubesc pe toată viața? Sau poți după asta să-ți mai schimbi părerea?
legenda estradii naționale, puteți viața? Sau spate de regândit alea ca acest titlu? Sau cineva o depus maxim efort? Inclusiv legenda estradii naționale a depus maxim efort ca acest titlu să nu mai fie actual. Cine? Despre cine este vorba, Avelin Tămârcea? Anastasia Lazaruc! Yay! Și aici se termină videosul. Aici se termină videosul tăiat pe Facebook, pregătit parcă special pentru noi, de cei de la Partidul Politic Șor. Anastasia Lazaruc a intrat în scenă. Cea care după ce a cântat la o serie de concerte în Italia, a declarat că eu nu cânt pentru un partid, eu cânt pentru moldovenii noștri, amărâți, care sunt de ani de zile acolo îndurerați și vor să audă o bucată de piesă de muzică, de playback în ureche, ceva că nu au iPod și nu au YouTube și doar eu vin cu gura cu sunete. Anastasia Lazaruc, eu nu cânt pentru un partid, nu, eu sunt artist, ci... De ce voi nu înțelegeți? Nu contează ce scrie în spate pe un banner de 18 metri, nu. Putea să scrie și Marilyn Manson iubește copiii, oricum avea să cânt, oricum avea să cânt. Sau, în loc de Marilyn Manson, mă gândesc, scriam Michael Jackson. Prieteni, vă vorbeam anterior despre o cruce peste tot ce înseamnă material artistic. Opa, alo, s-a întrerupt sau mai este? Scuzați, m-am apăsat din greșeală pe ceva. Eu cred că noi am ajuns la o etapă, fie că suntem în Moldova, fie că suntem în afara Moldovei, oamenii care știu și Moldova și o trăit o leacă și sunt conectați la Moldova, fie că asta e o mână de oameni, fie că asta e părinții care au rămas, prietenii, o mână de colțuri pe care ai... Numai în mână șlețeichele așa de puțin în țară rămasă, pe care tu ai vrea să le vizitezi sau în care tu te-ai simți împlinit și ți-ai aminti de tot ce a fost mai frumos în viața ta. Pentru noi, destul de mult contează Moldova în ansamblul ei, da? Cum am mai zis, părinți, locuri, prieteni, amintiri. Atunci când zici de Moldova și îți amintești de un Ion și Doina de Teodorovici, scolorează și mai tare imaginea asta. Când zici de Moldova și îți amintești de meciul selecționat în Moldovei la fotbal din 2008 împotriva Ungariei, pe care moldovenii l-au câștigat cu 3-0, îți amintești cu drag de asta. Când zici de Moldova și îți amintești de un Ion Lazarenko, un notător moldovean stabilit în Irlanda, care stabilește recorduri mondiale și care stabilit în Irlanda hotărăște să se reprezinte Moldova în continuare la nivel internațional, crește inima de bucurie. Și când te gândești la Moldova și vrei să te gândești la o serie de oameni valoroși, la o serie de artiști pe care e ca tu, de exemplu, fiind plecat din țară sau chiar rămas, zici, băi, e tare riscant, mă, copilul ăsta, mă, zacalibești, nu mă las să lucrez, trebuie să-i dau iPad-ul, dar iPad-ul unde să-l duc? Pe YouTube, dar pe YouTube și prostologii de astea americani și așa înveță el, hai măcar o gramulică de valoare națională să-i transmit, ce să-i transmit eu lui? Niște cânti, poate o pictură, două, trei, a? Poate un film, o pușcă de lemn. Dar atunci când artiștii care până nu de mult îi credeai, băi, ăștia sunt munți de nestrămutat. Când artiștii ăștia merg la asemenea pași, când îi pur și simplu harcesc în miile de oameni care credeau întrânși, care îi susțineau, poate nu direct, pentru că noi am avut o piață de cumpărat album. Noi niciodată nu ne-am întrebat, dar cum poate fi susținut un artist? Dar cum a supraviețuit Ion Suruceanu atâți ani fiind artist? Trebuie de drujit cu regimul sau nu trebuie de drujit cu regimul? Poate și vin artistului, că el niciodată nu a bătut alarma. Și în afara vocii de la microfon niciodată nu a spus, bleați, eu m-am săturat și eu angajat la primărie în funcție de artist, angajat la Ministerul Culturii, eu vreau și eu artist independent. Voi, publicul meu, miile de oameni, voi puteți să mă susțineți. Amu, apar tot soiul de soluții care iarăși din vest vin la Americoșcu, Patreon cu oameni care plătesc direct un artist, fără a avea un intermediar, fără a avea o casă de discuri, casă de producători multimiliardare. Noi n-am cunoscut asta, noi nu știu cum repede ne s-au amputat. De la o etapă în care artiștii erau puțini și erau la Piesnea Goda, am trecut la o etapă când, poate sunt o voce, da, grăiesc, purtăm mândria că îi cunoaștem și ascultăm muzica lor, fuuut, așa o lunecare pe un sclon adânc și profund și întunecat,
care se cheamă Cântăm pentru partidii politici, dar nu ne pasă pentru cine cântăm, pentru că noi cântăm pentru amărâții noștri din moldoveni care sunt plecați peste hotare. Asta e o concluzie apropo de Anastasia Lazariuc. Dar să revenim la ceea ce am văzut noi, apropo de Ilan Șor. Eu, când l-am văzut pe Ilan Șor în conferința de presă de pe 25 ianuarie, criticând timp de vreo 8 minute Partidul Socialiștilor, zic, ui, tot mai vizibil este această rocadă în politica moldovenească. Tot mai vizibil este pofta cuiva de a fura de la Dodon și de a se instaura drept electorat de stânga puternic. Și țineți minte când Dodon, mulți dintre noi, eu nu vreau să generalizez, eu nu știu pe cine voi susțineți politic, pe cine nu susțineți, dar țineți minte în momentul în care Dodon a ajuns președinte, un leitmotiv al discuțiilor în public era, blea, o să ne și dor de Timofte, ce sunt slova? Eu mă tem, eu nu promit, dar tare miroasă a momentul în care a să ne și dor de Dodon după ce îl vezi Pișor apărând atât de puternic în politica moldovenească, răsărind atât de puternic și viguros, fiind lăsat, bineînțeles, că noi știm că dacă o forță politică vrea să răsară în Republica Moldova și dacă această forță politică e împotriva guvernării, și Șor pare și împotriva guvernării, ați văzut ce ați zis? El l-a atacat pe Filat, pe Ghimpu, pe... Și nici nu ați zis de Partidul Democrat? Blea, dar cum? El și vrea să schimbe, el și... Asta partea e perimen, ei vor să facă perimen, dar perimen asta înseamnă să schimbi guvernarea, dar guvernarea în ultimii ani a Partidului Democrat. Și urmează să schimbe ei dacă ei nu atacă deloc Partidul Democrat. Asta e tare curios. Așadar, un fanatic răsare în politica moldovenească, acest fanatic crește tot mai tare și mai tare, acest fanatic îi fură locul Dodon pe scena politicii moldovenești și Dodon mă tem că din impotent politic cum era acum, amul eu nu știu ce poate să răsară. Omul ăsta l-a ajutat financiar pe Dodon, omul ăsta l-a zburat pe Dodon cu samoliotul. Pe Dodon credea că în 2016 posturile de televiziune al lui Plahotniuc o îngroapă pe Maia Sandu pentru că cuiva îi place de pe Dodon, dar cuiva nu îi place de pe Dodon, cuiva îi place de pe Dodon ca o piesă, amu este, amu nu-i. Când este unul mai vocal, când este un Jirinovski, și apropo, din spusele unor oameni foarte apropiați, din punct de vedere prietenește de Ilan Șor, lui Ilan Șor tare îi place de domnul Jirinovski, politician rus. Pentru că probabil Ilan Șor se gândea să devină acel clovn al politicii moldovenești și uite că acum are un ideal și acum are o scenă, acum are permisiuni și acum poate să o facă asta. Mie mi-este trist dacă noi vom cădea pradă acestor provocări, pentru că eu într-un fel tot asta fac, da? Eu am văzut o lansare a lui Ilan Șor, eu am căscat gura, zic, blea, trebuie de grei despre asta. Dar eu prefer să găsim, să săpăm o leacă mai adânc decât să vede la suprafață. Pentru că asta e făcut în primul rând să ne provoace, asta e făcut ca noi să urâm. Noi să urâm pe Tauber, pe Himici, pe Șor, să urâm poate uneori chiar orbește. Că eu am un an săpat în comentarii, dar și mama face să cred că au fost suficiente comentarii antisemite și oameni care aruncă cu multe alte cuvinte. Pentru că tu ai o scenă politică moldovenească acaparată de o grupare criminală și tu zici, blядь, Dodon, trebuie să-l urăsc pe Dodon, să arunc tătă ura mea în Dodon. Apare Cebotar Veceslav din PD, apare Veceslav Cebotar din PD, mă enervează la briefingul de presă, arunc ura în trânsul. Apare Șor. Bă, cât se poate, Șor, ajunge, luați-l cineva să dispară mai repede din fața ochilor mei. Pentru ca cineva să rămână curat, curățel, cu rating în creștere, cu reportaje care îl ridică în ceruri, din îngeri și este el, salvator al nisporeniului. Dirijor Huiev, blei. Dar asta se întâmplă și noi riscăm să cădem în această capcană și eu vreau să vă rog să nu o facem, să nu uităm. E că noi am văzut un film de scurt metraj cu Partidul Politic Șor, dar noi nu trebuie să apreciem doar actorii, nu doar pe Avelin Tăbârcea, Tauber, Șor, Himici. Noi trebuie să apreciem și producătorii și regizorii, să nu uităm de dânși. Să nu uităm de oamenii care sunt într-o drujbă vizibilă, evidentă cu acești oameni. Și... Anyway, eu am vrut să când vine greu să cred, dar îmi vine ușor să înțeleg de ce asta se întâmplă. Deși oamenii vulnerabili financiar sunt vulnerabili și intelectual și ușor de manipulat.
Pe 24 februarie sunt alegeri, dragii mei. Și eu vândem să mergeți la vot. Fără promisiuni sau fără speranță, fără a băga în voi sămânța, hei, va fi schimbarea, hei, va fi ceva mai bun. Fără sămânța asta. Dar vă trimit la vot cu gândul că noi încă suntem la etapa în care democrația în Republica Moldova se mănâncă e ca cu asemenea linguri. Cu Igor Himici cântând, cu Ilan Șordan din cap, grând despre colhozuri. Încă suntem la această etapă. Noi încă această curățenie n-am făcut-o. Așa că să-ți dorești schimbări, să te dezamăgești foarte repede, brusc, să te înșerbânți. Este bine. Dar este de vreme. Dar nu este de vreme să înțelegi că Moldova e a baby country. Și încă mai are de trecut prin schimbări. Și tare vă rog. Tare vă rog, apropo de speranță și gânduri, cu cât mai tare, eu spuneam asta și în 2016 și comentam dezbateri electorale și supăra lumea pe mine, hei, de ce ataci asta speranța noastră? Dar e bine să știm și cu un ochi aleacă mai critic față de cei pe care unii dintre noi se vrei să știi schimbarea, să devină schimbarea. Am vrut să vă recomand foarte mult pe viitor. Am vrut să vă recomand să mergeți, stai, cum se cheamă canalul ăsta, Ecto. Am vrut să recomand să mergeți pe YouTube pe canal Alegeri Moldova. E un canal care pune în regim aproape real, pune spoturile politici ale politicienilor, ale partidelor politice din Republica Moldova. Urmărindu-le, bleate, Ilan Șor în continuare cu gestul ăsta, băi, serios, aici stai omul, eu, bajuți, aici stai omul, e că dă-s mă, cum se chema așa, Pines, Snow, băi, ați văzut video-ul ăsta cu siguranță, aici stai Ilan Șor, băi, uite, uite la poziția lui în video-urile lui, ia uite-l. Eu zic că el a filmat acest videos. Mulțumim măcar pentru o leacă de doză de amuzament. Aici stă Ilan Șor după gesturi, precis. Sper cineva să se autosesizeze și să recunoască efortul meu în descoperirea acestei investigații. Așadar, vă recomand să mergeți pe acest canal. De ce? Pentru că eu vreau în curând să mai facem și un live, să comentăm împreună anumite videorolice. Pentru că ele sunt destul de fantastici deja. Inclusiv cele a lui Dodon și inclusiv descoperirea care a făcut-o ilustratura Alex Bureț cu acest veteran Pierwei al celui de-al doilea război mondial, care în 2009 apărea într-o gazetă a comuniștilor, susținea Partidul Comuniștilor. 10-year challenge, susține Partidul Socialiștilor. Frumos, frumos să ai veterani comozi, utili pentru guvernare, opoziție, pentru partide politice. E frumos să manipulezi în așa fel. Nu e clar, noi la artiști am înțeles, dar veterani de război, ladnă, cred că răbdăm și asta sau dați-mi voi de știri mai jos în comentarii. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, vă mulțumesc că v-ați conectat și ați urmărit acest live. În mod deosebit vreau să mulțumesc patronilor emisiunii Lumina, celor care au devenit patroni în luna ianuarie, Octavian Stegărescu, mulțumesc din suflet, Tudor Lap, mulțumesc din suflet. Evgenii Lisița, mulțumesc din suflet. Dorina Cebotare a devenit patron. Ina Pleșca a mărit contribuția în luna ianuarie. Stella, fără nume de familie, a devenit patron. Elena Codreanu a devenit patron. Bulat V, Nicolae Cojocaru, Ion Dodon a devenit patron. Cătălina Covrig. Și și atât, atât. Nu, Gleb Țâmbălare a devenit patron în luna ianuarie. Și atât. Vă mulțumesc foarte mult pe patreon.com/fedot. Puteți și voi să contribuiți la bunăstarea proiectului Emisiunea Lumina, indirect să susțineți și emisiunea Internetul Grește, care se întâmplă în fiecare joi seara. Vă pup, vă cuprind, vă doresc cât mai mult spirit critic în tot ce urmăriți în această campanie electorală și vă rog frumos, dați-vă silința să vorbiți cu rudii, neamuri, fix, plecați, rămași în Moldova.
Eu nu cred că acum este momentul în care noi trebuie să discutăm despre cine și impact poți să aibă în alegeri, dar diaspora, dar voi de-am de când, dar și tu de departe, de acolo, din internet, ei. Dar tu vin în Moldova. Dar eu vin în Moldova, eu și impozite plătesc în Republica Moldova. Eu vin, deși când eu sunt în Moldova, nimeni nu-mi zice, dar tu... Ghire, ai venit în Moldova, e că am udeam în ultima critic. Și nu m-am ieșit, e că numai nu și-a luat zborul, avionul. Gata, de-am, vin în Moldova. În spate, ulea, că să vin, să mă duc, după asta iar să mai vin, și după asta poate decid tot să vin cu tătul. Spate, așa am o astfel de perioadă. Dacă tot avem lideri politici a căror copchii de mulți ani sunt în Elveția. V-am pupat, v-am cuprins, m-aș bucura să mă răsplătiți cu un like, cu un share la acest video, eu și cu voi m-am salutat. A? V-am cuprins și? Da voi pe mine, turnați niște inimioare la acest video. Merită băiatul efortul, blin. S-a chinuit de dimineață până seara aici, cât a muncit și vă arată vouă, dar voi? Eu cunosc personal pe Andrei Bolocan. Vă mulțumesc din suflet, ora 3:34 la mine. Mă duc peste oră să iei pe Magda la grădiniță. Ne mai vedem, ne mai auzim. La revedere. Ce întrebare ai? Ce vrei? Oh! Eva, fata mai mare, a venit la școală cu rezultatul de 100%. 100% la examenul de... Matematică, Eva! Ia spune sincer, ai bașlit? Nu. Ai bașlit sau n-ai bașlit? Nu. Tușoncă la profesoară ai dus? Nu. Grecică ai dus? Eu și știu că tu nu înveți, de unde tu așa notă ai? Singur ți-ai desenat-o? Du-te în cameră, eu am vin cu cureaua. Du-te în cameră. Scuzați, asta te-ați filmat? Scuzați. V-am pupat, v-am cuprins, numai bine. Pupicei. За свою страну, шалилай, доди, доду.